ziua, sunt Ioana și bine ați venit la o ediție specială a talent show-ului Ioanid. Chiar dacă situația ne-a ținut departe unii de alții, noi am rămas uniți. A fost o provocare și pentru noi să organizăm acest spectacol fără energia, veselia și aplauzele voastre. Chiar dacă lucrurile se vor desfășura diferit, vă promitem că totul va fi la fel de amuzant și atractiv. Primul concurent, unul dintre cei mai energici, talentați, competitivi, ambițioși, veseli și creativi concurenți, ne urmește cu încă un dans fenomenal și în finala Ioanid Talent Show. I built a friend with three pieces of plastic and a pen. I made him on the table in the den. I gave him my old cell phone for a head, for a head. We spent holidays in my house and we left presents in a stocking and we bought bolts and things and strings and a new watch. That's what he got. And we had so much fun together. We knew we'd be friends for. Ambițioasă, luptătoare, iubește foarte mult muzica și vrea ca tot timpul să cânte. V-ați dat seama despre cine este vorba? My glass.
măreață, zglobie, prietenoasă și extrem de îndrăzneață, următoarea finalistă este de asemenea și extrem de talentată. Aceasta reușește să interpreteze orice rol prin gesturi, mimică, intonație, demonstrând tuturor că este o actriță desăvârșită. Aplauze pentru... Bună! Mi-aș fi dorit să fiu pe scenă cu voi. Nu este nicio problemă dacă nu suntem împreună. Astăzi o să vă prezint altceva. O să recit o poezie scrisă de mine, care se numește Copilărie. Mai stai puțin, stai, nu pleca, mai vreau să zbor, nu-mi lua aripile, te rog. Stai, hai să ne mai jucăm puțin, să desenăm, să râdem, să cântăm. Te rog, mai stai cu mine, rămâi cu mine, vreau să mai râd, să nu mă doară încă. Vreau să mai stau în patul cald, în casa mare din copac, să fiu copil încă puțin. Te rog, mai stai, copilăria mea. Pe toți ne vor campioni și alergăm și facem și facem și facem, dar nu știm unde și ce facem. Promit că nu voi dezamăgi, că voi fi și eu mare, dar acum mai stai, mai vreau să nu fac, să nu alerg încă atât de tare. Promit că atunci când voi afla și eu ce trebuie să fac și unde trebuie să alerg, voi fi campioana mea. Până atunci, mai lasă-mă, mai rămâi un pic cu mine, să-mi încânt bucuria, să cunosc, să râd, să caut, să admir, să-mi doresc. Te rog, mai stai, copilăria mea. Inteligent, timid, sensibil, calm, următorul concurent reușește să liniștească spiritele încinse cu o dispută verbală, folosind cuvinte meșteșugite, alese cu grijă. Dovedește empatie, este mereu alături de cei care se află în dificultate și îi ajută cu o vorbă bună și un cuvânt frumos. Să urce pe scenă!
Urmează o adolescentă sensibilă și talentată, care nu transmite emoții doar prin scrierile creative, dar și prin cântecele pe care le interpretează. Fire competitivă, nu renunță la proiectele pe care le are, chiar dacă acest lucru cere sacrificarea timpului liber. Nu poate fi decât colega noastră de la liceu? În același timp, este foarte frumoasă, elegantă, în mișcări, grațioasă, atributele unei dansatoare profesioniste. The one and only... Chaka, chaka! Bom, bom! Papia! Panama! Haya! Barcelona! Papia! Mira decirte en tu cara, no sé si tú gustas o no gustas de mí, pero ese flow que tú cargas hace que los tíos se fríen en ti. Que te digan y casarán, yo no he pensado lo que voy a mentir, y por igual las separas, tú te serás loca porque... Por ahí se dice que soy un mando. Todo lo conmigo siempre quedas bien. Sabe que hay vida que quiere tu cocinero. Sé que sea amigo y que son un montón. Ambițios, muncitor, inteligent, ascultător și cu un talent uimitor. A fermecat clapele pianului de mult, mintea lui a subjugat matematica și poate fi un scriitor de succes. Ați ghicit despre cine este vorba? Imaginație debordantă. Găsește cele mai multe ori soluții originale problemelor teoretice și practice cu care se confruntă. Îi place să se joace cu câinele lui, joacă jocuri online, construiește mecanisme și roboți din Lego. Sunt sigură că v-ați dat seama că urmează...
Alexandru Zănescu, iar acesta este un launchpad. Și ăsta e un launchpad mai mare. Launchpad. Launchpad-ul este un instrument muzical care funcționează cu ajutorul calculatorului, iar pe fiecare dintre aceste 64 de butoane și 8 pagini se află câte un sunet. Acum nu sună deloc bine pentru că nu le-am cântat în ordine. Dar acum o să o fac. Ok. Ne înseninează dimineața cu un zâmbet larg și sincer. Îmbrățișările sosesc și ele, nu doar la venire, dar și la plecare. Această atitudine pozitivă nu îi se schimbă un moment pe parcursul zilei. Nu poate fi decât... Thank you.
Deși se numără printre elevii care au venit de curând în școala noastră, s-a adaptat și s-a integrat cu ușurință. Este un copil prietenos, comunicativ, implicat, empatic și ambițios. În timpul liber, precum și la școală, studiază pian. Fapt, am destule indicii încât să vă dați seama că este vorba despre... Este direct, transant, corect și are cuvintele potrivite pentru fiecare. Are o mare putere de muncă, multă ambiție și determinare să fie mai bun, să știe mai mult. Cu siguranță ați ghicit că este vorba despre... Forgotten spot in the Caribbean by Providence and pauperistic squalor. Grow up to be a hero in the scholar. The $10 family father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14. They placed him in charge of a training charter. And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard. Inside he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. Then a hurricane came and devastation rained on man. Saw his future dripping, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected into his brain. He wrote his first refrain, the testament to his fame. Well, the world got around and said, this kid is insane, man. Look up a collection just and send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. The world's gonna know your name.
Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done, but just you wait, just you wait. When he was 10, his father said, full of it, debt written to his days. Alex and his mother bedridden, half dead, thinning in their own sick, the scent sick. And Alex got better, but his mother went quick. Excelentă ureche muzicală, ambițioasă, curajoasă, cu mai multă încredere în forța vocii sale și în propria persoană, poate impresiona pe oricine. Cine să fie? V-ați dat seama? Thank you.
Protagonista următorului moment se remarcă prin seriozitate, implicare, inteligență, empatie, delicatețe. Este apreciat atât de colegi cât și de profesori pentru toate calitățile sale. Îi place să studieze limba germană și o pasionează muzica. Nu poate fi decât... Următorul concurent este pasionat de expediții în natură și de chitară, care, prin corzile ei, reușește să dea un ritm fiecărui sentiment care îl încearcă. O fire aparent timidă, dar care debordează de energie atunci când este înconjurat de prieteni. Nu poate fi decât...
Urmează un moment susținut de o fire activă și energică, pasionată de fitness și educație fizică, printre pasiunile ei se numără și dansul, dar care a devenit nu numai o metodă de a se exprima artistic, cât și de a evada într-o altă lume, în care se-și poate exterioriza emoțiile. V-ați dat seama despre cine este vorba? I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder, and now I see myself with you. I don't say a word, but still you take my breath, and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we'll normally kiss. With this much desire, together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love me, and look in my eyes, you are perfection, my only direction. It's fire on fire. It's fire on fire. When we fight like lions. But then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say a word, but still you take my breath. I know, there you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we're normally kids. With this much desire, together we'll witness. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. 'Cause when you unfold me and tell me you love. Acum urmează un invitat special, care a câștigat Gala Ioanei Talent Show anul trecut. O apariție memorabilă, o dansatoare extraordinară. Vă amintiți despre cine este vorba? The one and only... Bravo tuturor, ați fost extraordinari! Și să nu credeți că asta e doar părerea mea. Iată, o mai spun și alții. Dragilor, ați fost minunați! Sincer, nici nu mă așteptam să fie altfel.
Am avut încredere în voi. Iată că și de data aceasta ne-ați uimit, ne-ați impresionat și ne-ați arătat cât de talentați sunteți. Vă îmbrățișez pe toți și vă felicit pentru tot ce ați făcut și abia aștept să ne revedem. Vă pup! Pa! Opa! Cineva chiar are talent aici. Dacă până și în condiții mai dificile am descoperit dans, voce, ritm și încă ce dans, ce voce, ce ritm, e clar, voi chiar ați avut tot ce vă trebuie pentru un spectacol minunat. Se vede că ați muncit serios în toată perioada asta. Și chiar dacă n-am reușit să ne adunăm împreună, într-o sală de spectacol, vreau să vă asigur că ați strălucit pur și simplu în lumina reflectoarelor. Pentru noi, jurați și spectatori, toți sunteți câștigători. Și drept urmare, avem neapărat o surpriză pentru voi. Trofeele Ioanid Talent Show 2020 vă așteaptă la școală. Vă mulțumim inevitabil pentru participare. Iar pentru ceilalți elevi Ioanid avem un mesaj extrem de important. Repetițiile pentru spectacolul de anul viitor pot începe chiar acum. Cum? Deja au început? Mi-aș citi gândurile.